Printre activitățile distractive de primăvară poate fi considerat și mersul pe role sau pe biciclete. Majoritatea copiilor își doresc să învețe să meargă pe biciclete, ca apoi să cutreiere parcurile și să participe la diverse competiții. Totuși, deplasarea pe roți poate fi distractivă, doar atunci când are loc în siguranță. Iubești cătața na velosipede? Da. Îți place să te plimbi cu bicicleta? Da, pentru că acum e primăvară și aproape toți se plimbă cu bicicleta. Mă plimb cu bicicleta în fiecare zi. Care sunt regulile de circulație pe care le știi și pe care le respecti atunci când mergi pe bicicletă? Până la 14 ani trebuie să mergem pe cărare și pe partea dreaptă. Tu le respecti întotdeauna? Da. Eu cunosc regulile de circulație, dar nu respect niciuna. De ce? Pentru că la noi este imposibil să le respecti. Întotdeauna mașinile merg foarte repede și sunt nevoit să nu le respect. Deseori vedem bicicliști care șerpuiesc din stânga în dreapta sau care se strecoară printre mașini, expunându-se astfel riscului de accidentare. Cele mai frecvente sunt ciocnirile din intersecții, fiind cauzate de mersul cu bicicleta în direcția greșită. Pe de altă parte, am văzut și bicicliști care respectă regulile de circulație, armonizându-se perfect în sistemul traficului. Cum pot fi evitate pericolele străzii în cazul mersului pe role sau biciclete? În primul rând, mersul pe role trebuie să fie doar pe trotuare sau în locuri special amenajate. Adică pietonii care se folosesc de role trebuie să țină de regulile ce țin de pietoni. Adică traversarea drumului pe străzi, pe trotuare, iar circulația cu bicicleta poate fi permisă pe drumurile publice doar la o vârstă începând cu 14 ani. Copiii până la 14 ani se interzice categoric deplasarea pe drumurile publice doar în terenuri sportive, trotuare și însoțiți de o persoană adultă. De obicei, mașinile circulă mai repede decât bicicletele, dar nu întotdeauna. Ca orice participant la trafic, biciclistul care circulă pe drum public are dreptul să îndeplinească o depășire a unui mijloc transport lent, dar trebuie să semnalizeze cu brațul. Întâi cu brațul drept și pe urmă cu brațul stâng. Numai decât un braț trebuie să fie pe volan bicicletei. Este adevărat că nu poți evita absolut orice lovire sau cădere, însă este obligatoriu ca micuții să poarte echipamentul de protecție necesar. Totuși, nu toți le utilizează. Doar 6% din totalul copiilor utilizează toate elementele de protecție aplicabile pentru mersul pe role sau biciclete, în timp ce 48% nu le utilizează deloc. Используешь ли ты защитную экипировку? Нет. Tu folosești echipamentul de protecție? Nu, pentru că n-am posibilitate să-l procur, dar în general părinții trebuie să le procure copiilor acest echipament pentru că el protejează în caz de accidente, de lovituri și traumă. Eu nu folosesc echipament de protecție. De ce? Pentru că pot să merg corect pe bicicletă. Și tu consideri că n-ai nevoie de el? Da. Dar cum crezi? El este necesar? Da, în caz de cădere. Este binevenit ca fiecare copil care se plimbă cu bicicleta să fie dotat cu mijloace speciale pe cap, genunchiere și pe coate. De asemenea, bicicleta trebuie să fie dotată cu cata de opri din față cu culoarea albă, laterală de culoare portocalie și din spate culoarea roșie. Asta pentru ca participanții la trafic să fie spații observe și să evite orice tamponare a acestora. Adesea, copiii care merg pe role sau pe bicicletă se lovesc de diferite obstacole sau pierd controlul și cad. Însă cele mai grave accidente se întâmplă atunci când copiii sunt loviți de autovehiculele aflate în mișcare. Dar cu îndrumarea și grija adulților, toate aceste accidente pot fi evitate. Ce ține circulația copiilor, în primul rând răspunde părinții care ar trebui să doteze aceste biciclete cu lumină, pe timp de noapte, copiii să aibă vestă de protecție reflectorizantă, să
procure copiilor genunchiere, cască de protecție și dacă copilul are sub vârsta de 14 ani, să fie întotdeauna în preajma lor. Accidentele cu implicarea bicicliștilor pot duce la fracturi, invaliditate sau la alte consecințe grave.